boxeri de la Steaua vor participa la Jocurile Europene de la Minsk, la sala din cadrul complexului sportiv Lia Manoliu. Claudia Nechita și Lăcrămea Raperijoc, sportive ale clubului Steaua București, se pregătesc intens cu antrenoarea Mihaela Lăcătuș și pun la punct ultimele detalii înaintea plecării în Belarus. Lăcrămea Raperijoc va lupta în limitele categoriei 57 de kilograme și este hotărâtă să urce pe podium. Cum a decurs perioada de pregătire în prima jumătate a anului? Pot spune că am început anul cu brio, am plecat în cantonament la munte, am avut și câteva meciuri de pregătire, turnee. M-am simțit bine, mă simt încrezătoare, ținând cont că am un an foarte încărcat, foarte puternic. Lucrurile au mers conform planului, sper să și rezultatele să vină conform așteptărilor. Cea mai importantă competiție anul acesta sunt Jocurile astea europene pentru mine, pentru că e și prima și îmi doresc din tot sufletul să îmi îndeplinesc obiectivul meu personal. Vreau să fiu sănătoasă, să boxez la nivelul meu maxim, să prind cea mai perfectă zi din viața mea și să fac tot ce trebuie acolo în ring pentru a-mi atinge obiectivul. Îmi cunosc majoritatea adversarilor, sunt pregătită de orice și sunt sigur că o să mă adaptez indiferent de situație. Care este combinația sau lovitura ta favorită care te scoate de obicei din încurcătură? Îmi plac combinațiile de uppercut-uri croșet, dar croșetul de dreapta și cel de stânga sunt baza mea. Te gândești la Jocurile Olimpice de la Tokyo? Ăsta e scopul meu în acest sport, să mă calific acolo. E cea mai mare dorință mea și cred în mine și cred în toate sacrificiile făcute și medalii puse, că într-o zi va veni rândul să fiu acolo. De 1 de kilograme este categoria la care va lupta Claudia Nechita, câștigătoarea centurii de aur Nicolae Linca anul trecut. Nechita consideră că este pregătită pentru a câștiga o medalie. Care este obiectivul tău la Jocurile Europene de la Minsk? În primul rând îmi doresc să fiu sănătoasă, să fiu în formă bună, să mă simt bine în ziua meciului, iar obiectivul meu este medalia de aur. Cum abordezi un meci? Ai un plan și te ții de el sau îl adaptezi în funcție de ce simți din partea adversarului? De cele mai multe ori în funție de ce este în ring, ce mi se spune la colț și adaptez acolo situația. Sunt un boxer mai mult în directe, lovesc în linie, stilist și uppercut-ul de dreapta, iar îmi place foarte mult. Vizionez multe meciuri de box la televizor? Vizionez pe YouTube mai mult, îmi place Kerry Taylor, de la băieți Vasile Lomachenko. Te gândești la Jocurile Olimpice de la Tokyo? Este visul meu și cred că visul oricum sportiv. Supergreul Mihai Nistor se antrenează și el pentru Jocurile Europene de la Minsk, împreună cu antrenorul Virgil Fâșie. Pentru Nistor, competiția din Belarus este doar o stație până la Jocurile Olimpice de la Tokyo, iar o medalie anul viitor în Japonia ar însemna ultima performanță la amatori și trecerea la profesioniști. Cum ai ajuns la box? În urma unor divergențe și ulterior m-am uitat și la meciul Leonardo Roftei, atunci boxa la profesioniști. Într-un fel sau altul mi-a inspirat acest virus. Ce te mai motivează să rămâi la amator? Dorința de performanță. Simt că mai am un cuvânt de spus la amator. De-a lungul timpului, ai avut vreun model, vreun idol? Da, idolul meu a fost și este Mike Tyson. Îi plăcea să se bată. Asta e și cu asta am spus tot. Ce îți dorești să se întâmple la Jocurile Europene unde vei participa? Să urc pe podium. Ce te-ar motiva să treci de la amator la total profesionist? Păi eu sunt structurat strict pentru profesioniști, deci eu la amatori pentru mine deveni, cum zic eu, o rutină. Te gândești că vei fi mai popular, te gândești la centură, la glorie, la bani? Când te gândești la bani, deja ai plecat pe locul 2. Care este antrenorul care te-a îndrumat cel mai bine de-a lungul carierei? Primul meu antrenor de la Iași, de la CSL Cluj la Iași, cel mai bune sfaturi de la el am primit. Ultimul antrenor, Virgil Fâșie, care pe aici, la fel. Ei doi, restul care au fost pură întâmplare. La Jocurile Europene de la Minsk, din perioada 21-30 iunie, vor participa 26 de sportivi de la Steaua, care vor concura la 9 discipline. Atletism, box, ciclism, judo, caia canoe, lupte, sambo, tenis de masă și tir sportiv.